Bun găsit! Astăzi vă propun să discutăm despre ce sunt emoțiile și cum ne afectează ele sănătatea. O să aflăm aceste lucruri de la invitata mea, Carmen Iordăchiță, coach și terapeut. Doamna a mai fost la noi în emisiune. Bine ați venit, doamnă! Ce sunt emoțiile și cum ne afectează ele sănătatea? De fapt, emoțiile sunt o reacție afectivă. De o anumită intensitate și de scurtă durată, însoțită adesea de modificări în activitatea organismului, oglindind atitudinea individului față de o anumită realitate. Ele afectează atât capacitatea individului, cât și atenția și viteza de reacție, precum și comportamentul în general. Ele pot fi plăcute și neplăcute. În speță emoțiile. Cele neplăcute sunt frica, furia, dezgustul, respingerea, iar cele plăcute, bucuria, starea de mulțumire, pacea, liniștea. Practic le-am și clasificat în felul ăsta. Am înțeles. Ce forme îmbracă emoțiile și dacă ar fi să facem o clasificare, care ar fi aceea? Păi, tocmai spusesem că ele pot fi negative sau pozitive. Cele negative sunt frica, furia, mânia, ura, invidia, nesiguranța, gelozia, resentimentele, vinovăția. Iar din categoria celor pozitive sunt bucuria, pacea, liniștea, stare de mulțumire, compasiunea. Haideți să începem cu emoțiile negative, pentru că până la urmă ne fac rău. Și aș vrea să ne spuneți cum ne afectează sănătatea emoțiile negative. În general, emoțiile negative, deci nu întotdeauna chiar afectează sănătatea. Deci le afectează în momentul în care sunt exacerbate. Dar inițial ele au un rol protector, fiecare din ele. Chiar dacă sună urât, mânie, furie, frică, da, în speță, în spatele lor, inițial au rolul de a ne proteja, da? Nu te duci să înoți în ocean pentru că te poți înneca, da? Practic este o frica. Protecție, da, mă refer la frică, da? Am dat așa un exemplu. Practic, fie suntem temperamental sau mai calm, emoțiile negative se insinuează în universul nostru interior, dacă nu suntem așa atenți. Și frica, furia, gelozia, de exemplu, nesiguranța, pot produce anumite dezechilibre. Și ele pot fi adesea foarte puternice și mai ales atunci când și au rol de sabotor, atunci când sunt și anumite convingeri limitative în subconștientul nostru adunate. Și în felul ăsta ele pot avea rol de activator al autosabotorului interior. Și să dăm un exemplu, de exemplu, spunem așa, o convingere limitativă. Așa, vreau să ne lămurim ce înseamnă convingere limitativă. Adică o convingere care îți limitează acțiunea. Tu vrei, de exemplu, să câștigi mai mulți bani, că tot mai vreau să dau un exemplu, da? Dar ai convingerea că banii sunt ochiul dracului. Și ca atare, în spate, tu nu te duci să acționezi vis-a-vis de un job. Te duci să vrei să câștigi mai mulți bani, însă îți este frică. Pentru că dacă sunt ochiul dracului, de ce să mă încarc eu cu să nu mai folosim, asta? Da. Dar am dat exemplul ăsta pentru că este unul chiar folosit, dezuzitat în popor, să spun. Da. Acum vreau să le luăm pe rând și să-mi spuneți cum se manifestă fiecare dintre emoțiile pe care le-ați enumerat mai devreme la nivel comportamental. De regulă, fiecare, deci, să luăm mânia, ea se manifestă ca o iritabilitate foarte accentuată.
și deja starea individului se transformă. Dacă s-ar vedea un om mânios în oglindă, cum se schimonosește fața, practic nici nu s-ar mai uita. Probabil că și-ar controla altfel starea respectivă. Iar la nivel biochimic se pot produce adevărate descărcări de catecolamine care duc la dezechilibre hormonale. Ce sunt catecolaminele? Sunt niște neurotransmițători chimici. Și ele pot produce adevărate probleme la nivelul organismului. Acum, dacă episoadele de mânie sunt frecvente, da? Atunci se întâmplă ca acestea să ducă chiar la boli grave. Cum ar fi? Boli ale ficatului, în speță. Sunt afectate de emoția mâniei. Și legat de această stare, da, de emoție, este și o povestioară vis-a-vis de acest lucru. Un samurai vrea să știe care este diferența între iad și rai. Și atunci se duce la maestrul său ca să îl întrebe acest lucru. Bineînțeles că maestrul a refuzat și el nu suporta, bineînțeles, niciun refuz în orgoliul lui foarte exacerbat. Și după ce i-a spus cuvinte usturătoare, a scos sabia din teacă și l-a amenințat cu moartea. I-a spus, chiar te pot omorâ pentru că nu mi-ai spus care este diferența între iad și rai. La care maestrul său, înțelept, pe un ton calm, i-a spus, acesta este iadul. Iar nu e nicio problemă, puteți opri telefonul. Da? Da. Da, să oprim telefoanele și apoi să continuăm povestioara, că mi se pare foarte interesantă. Și nu e nicio problemă, se mai întâmplă. Da, l-am închis. Numai că nu poate să răspunde așa. Și eram... Deci maestrul i-a spus, acesta este iadul. Iar la care samuraiul a rămas cumva șocat de cum de răspunsul maestrului său și tonul pe care l-a folosit. Și și-a cerut iertare și a pus sabia în teacă, după care maestrul său i-a spus, acesta este raiul. Deci, dacă așa, pe scurt, depinde de noi să cultivăm iadul sau raiul din sufletul nostru. Atunci când suntem mânioși, practic, declanșăm un adevărat infern în întregul nostru organism, practic, mânia aceasta roade întreaga ființă, atât la nivel fizic cât și la nivel psihic. Sau să alegi o altă cale, astfel încât să-ți cultivi raiul din tine, cultivându-ți o stare bună, de pace, de liniște. Am stabilit că fiecare emoție ne apără, de fapt, chiar și cele negative. Am zis că frica ne apără de pericol. Le putem lua și pe celelalte pe rând, mânia, dezgustul și toate câte mai sunt, să vedem la ce ne sunt ele bune? Păi, mânia, practic, tot este și ea o reacție de apărare față de o anumită situație. Știu eu, nu-ți place ceva, este un semnal de alarmă, da? Apare atunci când îți sunt încălcate valorile individuale. Și în funcție de orgoliu, dacă este mai mare sau mai mic, da, ea poate să capete chiar valori patologice.
În speță, deci, ea este un semnal de alarmă. Corpul este, practic, îți spune că îți este încălcată o valoare, respectul de sine și oricare alte valori individuale. Acum, frica, de exemplu, oamenii sunt mânați în scopul lor în viață de două acțiuni. Fuga de ceva, da? Și dorința de a îndeplini acel ceva. Și în cazul în care fuga de ceva, practic este în spate o frică. Să dăm un exemplu, trebuie să termin un proiect, da? La o anumită dată. Dacă nu termin proiectul respectiv, poți să-ți pierzi job-ul. Și atunci frica de a nu pierde job-ul te îndeamnă la creativitate și să-ți mobilizezi forțele ca să realizezi proiectul respectiv. Deci am dat un exemplu bun la ce folosește frica. Deci te ajută tot așa vis-a-vis de starea ta de siguranță, în general. Asta la împote normale. Împote patologice, da, dusă la paroxism, pot să apară fobii, pot să apară atacuri de panică, alte forme. O să vorbim mai târziu și despre asta. Dezgustul? Păi, dezgustul când nu-ți place o anumită situație. Dar poate să fie chiar și, să zicem, uite, iei o prăjitură, da? Și ai gustat-o și ce simți vis-a-vis? O neplăcere, ai un dezgust, da? Și atunci el te protejează, poți să, în mintea ta imediat să fac anumite legături neuronale și spun, pot să mănânc asta? Dacă îmi face rău. Deci încep să te întrebi, practic are rol de prevenire a ta. Și gelozia este o emoție negativă. În speță este într-adevăr o emoție negativă, însă poate fi și poate avea și un rol pozitiv atunci când manifesti o afecțiune puternică față de o anumită persoană, când cultivi niște sentimente de iubire mai puternice. Păi și la ce ne ajută să fim geloși? Nu prea te ajută să fii gelos, pentru că, în speță, gelozia este, de fapt, o lipsă încredere în sine. Și faptul că nu ai încredere în tine, ai tendința de a controla pe cel din jurul tău. Deci gelozia nu ne ajută. Eu zic că nu. Și, deci, am stabilit că gelozia, de fapt, că dacă am început să vorbim despre asta acum, să o ducem până la capăt, gelozia vine din lipsa de încredere în propria persoană. Da. Și apare, de fapt, undeva în substrat, da, undeva la nivele mult mai profunde, apare atunci când în mica copilărie copilul trebuie să-și împartă afecțiunea părinților cu un frate. Sau trebuie să împartă afecțiunea părinților cu jobul părinților. Da? Uh-huh. Pentru că părinții fiind ocupați cu jobul, el practic se simte oarecum părăsit și creează un atașament de părinți și practic o stare de nesiguranță. Păi, atunci înseamnă că acei copii care au frați, surori, sunt mai predispuși geloziei? Să simtă această emoție atunci când vor deveni adulți? Da, dar nu neapărat, pentru că poate să fie și un singur copil la părinți și cum am zis mai înainte, părinții să fie ocupați cu joburile lor și copilul să se simtă părăsit în afectele sale și atunci creează acel atașament față de mamă, de tată, acea posesiune față de părinții săi. Ați spus mai devreme că mânia ne îmbolnăvește ficatul. Da. Celelalte emoții negative, ce anume afectează din corpul nostru?
Păi, de exemplu, frica afectează rinichii, tristețea afectează plămânii, lipsa bucuriei afectează inima, lipsa iubirii, sentimentului de iubire afectează pancreasul, conducând la diabet. Asta fiind însoțită și de o furie, are și practic și o furie în Deci spate. diabetul Da. este boala furiei. Da, furie pe persoana iubită. Da? Sau, în general, o furie foarte mare. Foarte mare față de ceva care ai un atașament, față de ceva care iubești foarte mult. Și o furie care probabil nu a fost. Și care nu ai gestionat-o, bineînțeles, da. Și pe care ai pur și simplu o ții acolo în tine și azi un pic, mâine un pic. Deci nu exteriorizezi, practic, furia aceea. Vreau să vorbim un pic din perspectiva dumneavoastră de coach și m-ar interesa să îmi dați un exemplu despre un pacient de-al dumneavoastră, un exemplu care dumneavoastră vi s-a părut foarte sugestiv, nu știu, a scăpat de o anumită afecțiune împăcându-se cu aceste emoții sau învățând să le trăiască, să le gestioneze așa cum trebuie. În primul rând, clienții care vin în coaching, ca efect secundar, da, al procesului de coaching, au loc și vindecări din aceste emoționale. Prin folosirea în procesul de coaching a tehnicilor de NLP, prin vindecare emoțională și reprogramare mentală. Și atunci, respectivă persoană conștientizează ce i-a produs starea respectivă, da? Și odată starea scoasă la suprafață, practic conduce ca efect secundar al procesului de coaching, da? Și la vindecare. Și s-au întâmplat cazuri dintre astea, într-adevăr, în care, de exemplu, au fost persoane care aveau probleme, anumite probleme emoționale, da? Și odată scoase la suprafață, de exemplu, au scăpat de psoriazis sau de dureri de cap sau de dureri, mai știu, de în corp. Da, pentru că el, emoțiile întotdeauna ascundă niște dureri, da? Ele se manifestă ca niște dureri în corp. Important este să întrebi, să nu o iei și noi suntem obișnuiți să înghițim pastile, ne doare capul, înghițim rapid o pastilă, ne doare nu știu ce, iar mai luăm o pastilă sau altceva ca să ne treacă repede. Dar asta nu înseamnă că am și rezolvat situația, practic am rezolvat simptomul, dar într-un alt stimul de mediu ea poate să reapară. Și atunci trebuie lucrat pe nivele mai profunde, astfel încât să fie scoasă la suprafață acea emoție, acea traumă. Și în felul ăsta, respectiva persoană să se vindece. Ce facem ca să nu cădem în plasa acestor emoții negative? Să nu ne lăsăm purtați de ele? Da, este foarte bine să te întrebi ce ți aduce bun ție lucrul ăla. Da? La ce-ți folosește să te înfurii? Sau la ce-ți folosește să stai într-o frică? Ce-ți Da, aduce ție este frica ceva. respectivă? De exemplu, ți-este frică să te duci la un examen, da? Ce-ți aduce ție bun frica aceea? Păi nu te duci la examen, nu-ți asumi responsabilitatea, da? Și ai scăpat. Da, dar este ceva ce simțim, nu cred că putem să controlăm, nu? Ba da, pot fi controlate la nivel de gânduri, dacă ești, dar asta înseamnă să fii într-o stare de prezență și de conștiență în fiecare moment al vieții. Și asta, într-adevăr, să stai cu tine mereu, implică foarte mult efort din partea ta ca persoană. Mă gândesc că trebuie să te cunoști foarte bine pe tine ca să poți să-ți înfrânezi aceste Sigur că da. De emoții. exemplu, să stai să-ți observi gândurile. În momentul în care nu ți s-a întâmplat niciodată să ai o stare bună și la un moment dat
parcă ți-e prea bine așa. Și imediat îți vine un gând negativ. Uh-huh. Și apoi gândul ăla negativ îți mai antrenează, antrenează după el alt gând negativ și altul și altul și imediat îți se transformă stare. Sau când, de exemplu, primești o peliculă la un film, da? Ești într-o stare bună, vezi o scenă acolo și imediat ai captat emoția de pe ecran, nu? Degeaba se spune că se transmit emoțiile prin intermediul ecranului. Și așa și este, nu? De câte ori nu plângem la câte un film, nu știu de care. Nu? Practic, plângi pentru că ți s-a transmis acea emoție la nivel de subconștient. Și putem să ne detașăm, să devenim oarecum, nu știu, imuni? Putem să le controlăm. Da, putem să le controlăm tocmai prin starea noastră de prezență. Să te întreb, măi, ce gândesc eu acum? Ce gând mi-a trecut acum? Ce s-a întâmplat de mi-a schimbat starea? Dar dacă mă uit la un film, nu știu, trist, da, o temă tristă, aș putea să mă imunizez oarecum și să nu mai trăiesc emoțiile odată cu personajele din film? Bineînțeles, pentru că tu ești personajul din film, tu practic te uiți la un ecran de sticlă unde se desfășoară o acțiune. Da? Dar tu ești personajul ăla? Da. Are ceva, are legătură cumva cu tine? Nu. În schimb, ce se întâmplă? La un nivel foarte subtil, de fapt, sunt niște traume mult mai profunde și atunci, în momentul în care vezi un astfel de, o astfel de peliculă, practic îți accesează acea traumă. Și atunci plângi instantaneu. E ca și cum ai apăsat pe butoane. Dar credeți că ar fi bine să nu mai simțim deloc aceste emoții? Păi dacă n-am simțit emoțiile, practic noi am venit pe pământ să simțim emoțiile. Da? Probabil că cercetătorii cumva au arătat, unii cercetători au demonstrat că practic viața pe pământ este viața emoțiilor. Și cumva nicăieri în universul ăsta, la cunoștințele actuale, bineînțeles, nu sunt trăite emoții decât pe planeta asta. Și atunci noi am venit aici să experimentăm aceste emoții. Important e să nu le dăm frâu, să nu le, nici să le, nu este bine să le inhibăm, să le înțelegem. Pentru că ele au rol protector. Pentru că așa, dacă nu ți-e frică, poți să treci strada printr-un tumult de mașini și te calcă o mașină, da? Adică deci, nu trebuie să ducem toată chestia asta la inconștiență. La, da. Deci să ducem la extrem, da? Să ne lăsăm copleșiți de emoțiile respective. Uh-huh. Ele sunt benefice într-o anumită doză, dar devin dăunătoare în momentul în care ne lăsăm copleșiți de emoțiile respective. Dacă trăim aceste emoții în repetate rânduri foarte intens, putem ajunge la depresie? Da. Da. Și boli foarte grave ale organismului, sigur, în funcție de intensitatea emoției respective. Putem spune că depresia este un cumul a tuturor acestor emoții? Pot fi. Sau poate fi la unei singuri emoții. Nu neapărat. Poate să fie, de exemplu, în spatele unei depresii să fie o frică foarte puternică. Da? Și atunci persoana, adică, hai să zicem, este frică persoanei să iasă din casă. Da? Și atunci în spate este o frică foarte puternică. Și stând numai în casă, ce se întâmplă? Practic, persoana respectivă se depresează, pentru că omul este o ființă socială și el depinde foarte mult de relații. El trebuie să interrelaționeze cu cineva. Ce se întâmplă în organismul nostru atunci când simțim frică? Când simți frica, de fapt, are așa loc o descărcare din aceasta foarte puternică de energie și duce la blocaje, niște blocaje foarte, foarte intense.
Practic, ai senzația că îți cade dromul cu sare în cap pe unde mergi, pe unde te duci. Ele pot da naștere și la diferite credințe, la diferite dogme. Adică? Da, de exemplu, credința că, de exemplu, nu mă duc să fac baie, da, la piscină, pentru că mă nec, pentru că mi-e frică de apă. Uh-huh. E frica de apă, da? Și atunci, cum să-ți învingi frica? Decât te duci să acționezi, da? Îți iei lecții din nou și acționezi și asta îți învinge frica respectivă. Frica de examen. Vrei să învingi frica de examen? Du-te la examen. Deci trebuie să ne confruntăm cu fricile exact. Noastre. Să acționezi. Trebuie să acționezi. Dacă nu acționezi, ele vă lua așa niște, se vor transforma niște guguloaie din alea imaginarii, da? Care cel mai adesea nu sunt reali. Și ulterior se pot transforma în forme mai grave, ca precum fobiile, atacurile de frică, de panică. Ce se întâmplă în organismul nostru atunci când simțim dezgust? Păi, când simți dezgust, practic întreaga ființă are tendința de a se îndepărta de ceea ce îi produce neplăcerea respectivă. Da? Și practic are loc o mâhnire, așa, dacă ne referim, să zicem, dezgust vis-a-vis de o anumită situație, de dezgustă o anumită situație. Da? Și atunci, practic, apare o tristețe. Ele sunt legate cumva aceste emoții unele de alte. Dezgustul poate să ducă și la o tristețe în spate vis-a-vis de situația care ți-a produs dezgustul, o dezamăgire, da? Și atunci, persistând în starea asta, într-adevăr, poate să ducă la anxietate, depresie în timp. Ce se întâmplă atunci când simțim gelozie? Păi, de regulă, persoanele geloase văd roșu în față, precum taurii, așa. Practic, are o stare de iritabilitate foarte înaltă și o furie, dar ea este cumulată și cu furie, are și o furie în spate. Și, practic, duce la, cum să spun, la o exacerbare a întregii situații. Văd, un om gelos vede totul distorsionat. Văd lucruri care de fapt nu există. Și, practic, poate duce și la boală, da? Dacă aș vrea să discutăm un pic despre cum ne poate îmbolnăvi gelozia în relația de cuplu. Păi, prin faptul că, în primul rând, persoana care este geloasă este un mare controlor asupra partenerului său. Și el, practic, se află într-o stare de nesiguranță. Și atunci, din nesiguranța asta pe care o are el, el și-o manifestă asupra partenerului său printr-un atașament foarte puternic. Și venit din nevoia aceasta de a controla, de a manipula și manipulează prin vari moduri. Își controlează partenerul la fiecare 10 minute, 30 de minute. Practic, nu ține seama de valorile intrinseci ale partenerului său. Nu simte, nu vede dacă partenerul său are una din valori, libertatea. Și el vrea ca să facă un anumit tip de job sau să se ducă la cumpărături fără partenerul său. Tocmai din, pentru că valoarea lui este libertate și vrea să se simtă liber, celălalt, practic, intră în panică, pentru că nu poate să controleze starea de libertate a celuilalt și atunci apar conflictul. Gelozia are legătură cu iubirea?
are mai mult legătură cu atașamentul, generat de un sentiment de nesiguranță, dar nu are legătură cu iubirea. Doar poate cumva, dar așa, cumva adiacent, să poate să crească un pic sentimentul de iubire, dar cel mai des nu. Asta așa, ca să vedem și o față că mai bună a ei, în general. Putem considera gelozia ca fiind mai mult decât o emoție? Pentru că sunt oameni care o duc la extrem și pot ajunge să facă lucruri. Emoția aceea se transformă în comportament. Și comportamentul adesea devine violent. O persoană care este foarte geloasă, cum am spus mai înainte, are și, manifestă și o mare furie în spate. Și atunci poate să manipuleze fizic și psihic partenerul respectiv. Dacă este vorba aia, de ce ți-e frică de aia nu scapi? Așa. Dacă unul dintre parteneri este gelos, nu cumva îl împinge pe celălalt să greșească tocmai pentru faptul că el este atât de gelos? Aici aș spune că sunt două aspecte. Poate să-i plătească cu aceeași monedă, da? Sau celălalt partener pur și simplu să-i explice valorile sale și să-i spună clar că lui nu-i face bine practic starea lui de gelozie, pentru că valorile lui sunt alea. De fapt, cei doi ar trebui să stea la o masă a negocierilor și cu pix și foaie și să pună fiecare ce îi place, ce nu-i place, ce comportament îi place, ce nu-i place și atunci și să stabilească valorile. Și în felul ăsta să vadă dacă sunt congruenți cu valorile unei cu ale celuilalt. Dacă unul dintre parteneri este gelos, el se va îmbolnăvi la un moment dat, probabil, din cauza asta. Cu siguranță, dacă îi place, până la urmă se pune întrebarea ce avantaje are din această relație. Dacă, pentru că, de regulă, într-o astfel de relație, cei doi se oglindesc undeva. De asta și stau în relație. La un nivel foarte profund există un atașament. Și atunci este bine de văzut pentru ce avantaje are de stă în acea relație, care adesea poate să fie abuzivă. Se pot îmbolnăvi ambii parteneri dacă unul dintre ei este gelos? Adică îl îmbolnăvește depinde, și pe celălalt? Sigur. Pot apărea, dar vorbim de cazurile extreme, da? De dus la extrem totul. Prin mânia și furia pe care o dă starea de gelozie. Când ne dăm seama că o emoție a fost dusă la extrem, a depășit pragul acela de emoție pentru apărare? Prin comportamentale, da? Adesea distorsionate față și exacerbate față de realitatea inițială. Pentru că omul mânat de o furie, da, de exemplu, poate să aibă un comportament violent vis-a-vis de emoția respectivă. Și în felul ăsta tu poți să schimbi, deci dacă ai o persoană, cunoști pe cineva și un prieten, să zicem, și ai o părere foarte bună despre el. Și în momentul în care poate îi prezinți ceva, un fapt, îi aduce la cunoștință ceva, poate să, deodată să-și schimbe starea, da? Și tu, practic, să schimbă imaginea despre el. În așa fel, deci, practic, să zicem, mânia este ucigașa dragostei, de exemplu. Așa mai este numită. Pentru că poate, într-adevăr, să ucidă dragostea adevărată. Cum? Păi tocmai v-am spus că sentimentele acelea pe care le aveai de prietenie, de iubire, poate, față de persoana respectivă, pur și simplu pălesc.
Da? Și îl vezi, vezi persoana aceea într-o altă lumină, într-o formă distorsionată. Putem ajunge să, ca viața noastră să fie mânată de emoții? Păi, de fapt, întreaga noastră viață este... Nu, de, mă refer aici la emoțiile duse la extrem. Atunci când îți lași emoțiile duse la extrem, de fapt te conduc ele și nu-ți mai conduci viața. Tu trebuie să fii stăpânul gândurilor tale și a emoțiilor tale și nu ele să te conducă pe tine. Vreau să vorbim un pic despre atacurile de panică. Ce sunt atacurile de panică? De fapt, sunt niște frici exacerbate, adesea imaginare, și ele se manifestă prin transpirații profunde, pot să apară starea de înnătușeală, dar nu poate să respire persoana respectivă, o bătaie de inimă foarte puternică, cu palpitații practic puternice. Ele pot fi calmate prin, dacă n-ai o pungă la îndemână, să sufli în punga aceea, așa cum se mai vede și prin filme, da? Printr-o expirație profundă, pur și simplu. Și asta ca să poți să scapi de faza incipientă. Însă ele pot fi tratate cu ajutor specializat. Dar ce anume declanșează atacul de panică? Atacul de panică este declanșat de o frică puternică. Da? De exemplu, te duci la un examen și ai atâta frică de examenul ăla că nu o să-l iei. Așa îți vin un cumul de gânduri, că tot felul de gânduri astea negre, triste, care se acumulează așa în mintea ta, după aceea îți generează starea aceea de frică și practic te blochezi și simți că te sufoci, că nu mai ai aer, ți se mai picioarele. Toată lumea are atacuri de panică? Depinde de fiecare cum își gestionează emoțiile. N-aș putea să spun că toată lumea poate să aibă... Sunt persoane care poate își stăpânesc foarte bine emoțiile și atunci chiar... Am auzit persoane care mi-au spus că am început de o lună de zile să am atacuri de panică. Da. Probabil că undeva la un nivel subconștient nu este de acord cu ceva vis-a-vis de ce e declanșat atacul de panică. E posibil și acest lucru. De exemplu, era un medic care făcea atacuri de panică când își vedea coadă la ușa, când ajungea la clinică, vedea coadă la ușă de pacienți. Pentru că nu se aștepta să fie atât de mulți pacienți la prima ora dimineții, la ora 8 dimineața, și asta îi declanșa mare atacul de panică. Păi... Și s-a dus și a cerut ajutor specializat să vadă ce îi se întâmplă, că avea, de fapt, nu știa ce îi se întâmplă, că făcea palpitații, că o apuca amețeala, că avea o stare tensionată așa, și atunci s-a dus, bineînțeles, și a cerut un ajutor specializat și i s-a spus că, practic, a făcut atac de panică. Pentru că, de fapt, era frică, asta era, frica că nu o să poată să vadă pe fiecare pacient în parte așa cum ar trebui să fie tratat pacientul. Și atunci, asta e declanșat atacul de panică. De fapt, era frica respectivă. Puteți să-mi spuneți, din punct de vedere chimic în corp, ce se întâmplă în momentul în care cineva are un atac de panică? Practic, are loc o scădere a anumitor neurotransmițători. Da? Și
Odată cu acesta scade concentrația anumitor hormoni din organism și practic asta se produce. Și o scădere de energie și așa se manifestă. Dar cum funcționează treaba cu punga? Da, pur și simplu suflă în punga respectivă, o pungă de hârtie în care suflă și o sparge după aceea, da? Și atunci, pe moment, s-a eliberat de starea respectivă de sufocare, că nu are aer și atunci... Există tratament medicamentos pentru această afecțiune? Da, există, dar trebuie un centru specializat, cu medici specialiști, da. Dar pot fi funcții de gravitate, da, pot fi tratați și psihologic. În momentul în care ai identificat trauma respectivă care produce atacul de panică, practic te elibera de el. Păi cum știm când suntem la un nivel deja foarte avansat și suntem, de unde știm că trebuie să apelăm la psiholog sau la medicamente? Păi este bine de mers la un consult de specialitate. Medicul își spune cu pentru aici înseamnă acest lucru. Aș vrea să vă întreb care este sursa emoțiilor noastre negative? Păi... sursa emoțiilor poate să fie anumite convingeri limitative preluate de la părinți, anumite frici luate din mediu, că noi suntem așa, niște receptori. Și noi preluăm așa din mediu aproape orice. Însuși faptul că am spus că în momentul în care tu privești la un film trist la TV, încep să plângi, da? Practic s-a transmis emoția respectivă. Suntem foarte buni receptori. Vorbeam mai devreme despre gelozie și spuneam că gelozia vine din lipsa de încredere în propria persoană. Asta la adulți mă gândesc, pentru că la copii ei nu cred că au astfel de sentimente încă. Păi ei, copiii nu au astfel de sentimente, însă la ei, practic, intervine ca o simt ca o lipsă de afect. Lipsa atenției părintelui, a mamei, a tatălui. Și copiii percep foarte bine lucrul ăsta, simt foarte bine la nivel profund. Atunci când, de exemplu, are un frate mai mic și sau alți frați și atunci părintele îi acord atenția unuia, ăsta devine gelos. De aceea e foarte important ca părintele, acolo unde sunt mai mulți copii, să spună iubirea mea pentru tine este unică și iubirea mea pentru tine este unică și pentru tine este unică pentru că și tu și tu și tu ești unic. Și în felul ăsta nu se naște în subconștientul copilului un conflict de tipul că ăla iubește mai mult decât pe mine, poate eu nu sunt suficient de bun sau ce am eu de nu mă vede la fel de bine ca pe celălalt, da? Trebuie să, părintele așa trebuie să procedeze astfel încât conștientul copilului să fie pace și liniște și să nu se înregistreze o astfel de traumă. Pentru că, într-adevăr, pentru el este o adevărată traumă care ulterior se va manifesta în comportamentele sale, în funcție de stimuli din mediu pe care îi va avea mai târziu. Și gelozia în acest caz este însoțită și de mânie? Cel mai adesea. Cel mai adesea este însoțită și de mânie. În afară de faptul că își exercită controlul asupra celelalte persoane, însă este însoțită. Da. Și de manipulare. Manipularea psihică și fizică. Atunci, și violențe fizice. Atunci când acest copil va crește, există posibilitatea să rămână gelos pe fratele, sora lui, da, toată da, viața? Da, da, da. Și să le da. Distrugă astfel relația de frați? Se poate întâmpla și lucrul ăsta. Sigur. Sigur. De aceea părintele
E foarte important cum să-și privească copiii cumva într-un mod egal, să le dorească același tip de afecțiune sau pe vorbe să le spună și în faptă, uite, pentru tine toată iubirea mea unică, pentru tine toată iubirea mea unică, da? Pentru că fiecare dintre voi sunteți unici, tu ai anumite nevoi, el are anumite nevoi, nevoile tale nu sunt la fel cu nevoile lui. Însă aici trebuie lucrat puțin și la educația părinților, pentru că e foarte important ca părinții să crească adulți sănătoși. Și copiii se pot îmbolnăvi de gelozie? Oh, da, sigur că da. Și pot să, prin anumite atașamente pe care le se pot îmbolnăvi chiar, la modul propriu. Doar pentru faptul că mama trebuie să stea lângă el. Deci copii care fac febră instant, se îmbolnăvesc, știu eu, de ce, de temer ce. Tocmai din nevoia de a, ca părintele să stea lângă el. Tocmai din nevoia de aceea de afecțiune. Am tot vorbit despre emoțiile negative, am învățat cum să le gestionăm și vreau să îmi spuneți cum facem să aducem emoții pozitive în viața noastră. Păi aș spune că emoțiile, gestionarea emoțiilor în viața omului este o slujbă cu caracter permanent. Cât trăiești, trebuie să știi cum să-ți gestionezi emoțiile astfel încât să-ți faci o viață frumoasă. Dacă te lași mânat de alea negative, viața ta va fi tristă și cenușie. Așadar, să-ți iei în stăpânire gândurile și să vezi în orice moment ce-ți trece prin cap, da? Ce-ți poate schimba starea și să fii vigilent, astfel încât să nu le dai frâul liber. Să-ți organizezi viața astfel încât să ai timp pentru tine, pentru job, pentru vacanțe, să faci și exerciții fizice, nu neapărat de performanță, dar să faci plimbări în parc, să-ți alungi timp ție însuți, în primul rând. Putem spune că lipsa emoțiilor negative înseamnă emoții pozitive? Asta, însă emoțiile pozitive mai mult se cultivă. Și atunci cum e bine ca raiul să fie în noi și cu noi în orice moment. Și depinde de noi asta. Foarte frumos spus. Vă mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi și vă aștept și data viitoare cu subiecte la fel de interesante. La revedere!